Să răsfințește biserica aceasta cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, prin stropire cu apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir. După slujba de resfințire, în curtea bisericii a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească de către Chiriarhul Episcopiei Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Episcop Nicodim. Dar s-o potin că acești oameni nesfințiți, umblând prin ea, poate vor fi sărășitoare care lucrurile cuvincioase, care ar aduce lor tineciune Sfintei tale biserici. Venim acum cu credință și cu o sârbe la tine, care ești adevărata curăție. Lucrările de refacere a lăcașului de închinare de la Pluta au fost începute de părintele Constantin Bălana, actualmente bolnav, și continuate de actualul preot, Daniel Vasile Marinescu. Ambii preoți au primit din partea arhiereului rangul de iconom. Mulțumesc credincioșilor din această parohie, care din puținul lor au dăruit ajutor financiar ori de câte ori au fost solicitați și este meritul, în primul rând, al lor, fiindcă nu au fost foarte mulți sponsori care au contribuit cu sume importante. Tot cu acest prilej, cei care i-au sprijinit pe preoți în misiunea lor au primit din partea Episcopiei Severinului și Strehaiei hrisoave de recunoștință. La final a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru ctitorii Sfintei Biserici. Localitatea Pluta se află la 10 km de orașul Strehaia pe drumul european 70, ce leagă Drobeta-Turnul Severin de Craiova.